Primarul a explicat ce înseamnă și ce presupune eliberarea unui document din primărie. Pe multe documente sunt zeci de semnături care trebuie asumate. Ce scrie la fiecare semnătură, cu excepția celui de demnitar și secretar de Consiliu Local? Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirea acestui înscris. Articolul 7. Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. Toate. Serviciul de urbanism este de ani buni cel mai criticat serviciu din cadrul primăriei municipiului Iași. Într-o conferință de presă, primarul Mihai Chirica a vorbit despre modul în care sunt judecate greșelile făcute de către cei care lucrează în cadrul acestui serviciu. Sunt măsuri administrative clare, persoane care au fost date afară, persoane care și-au dat demisia, persoane care și-au cerut transferul către alte instituții sau au plecat în mediul privat. Față de momentul în care eu m-am angajat în urbanism, începând cu anul 2020, n-a mai rămas aproape nimeni cert pe poziție. Plecați, Moisuc, alții, tot au plecat, Greirașul, pensionați, trimiși în alte instituții și au găsit locul unul după altul. Lucruri absolut firești datorită unui nivel de nemulțumire pe care l-am avut eu sau unui nivel de presiune la care ei n-au mai putut să facă față și au cerut transferul sau chiar demisia. Probleme mari sunt și la cadastru. Mihai Chirica spune că există documente cu semnătura lui, fără însă ca acestea să fie semnate de către el. Există trimiteri în parchet pentru câțiva angajați de la cadastru. De 2 ani de zile trimise și de bea în cursul zilei de alaltă, ieri luni, s-au cerut date despre acele dosare pe care noi le-am sesizat, cu sustragere de documente, cu falsificare de semnătura primarului pe o fișă de punere în posesie și alte lucruri care le-am descoperit. La momentul respectiv, există trimitere în parchet pentru unul din dosare, se numește Vixten, cu descoperirea acestor documente în momentul în care a venit la supraetajare, s-a luat totul la mână, s-a făcut raportul juridic, s-a pus în spate, s-a trimis la parchetul pe lângă judecătorie și parchetul DNA Iași, parchetul judecătoria și cerut documentele, parchetul DNA Iași, a venit și l-a luat. În această săptămână, birourile din Palatul Rosnovanu au fost percheziționate de 2 ori. Prima dată, luni, când au venit reprezentanții ai DNA, iar a doua oară, miercuri, atunci când au descins reprezentanții DIICOT.